Dintre cetățenii europeni pe care pandemia i-a afectat cel mai mult din punct de vedere financiar, mai mult de jumătate dintre participanții la un sondaj comandat de Parlamentul European spun că veniturile lor au scăzut în această perioadă. Cu toate detaliile vine acum în direct Cristina Spân. Cristina. 55% dintre români spun că veniturile le-au fost afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19. Suntem astfel pe locul al doilea în Uniunea Europeană, împreună cu Spania și Grecia, unde aceeași proporție din populație spune că a avut de suferit din punct de vedere financiar în acest an. Pe primul loc este Cipru. La polul opus se află Danemarca, unde doar 17% dintre cetățeni spun că veniturile au fost afectate de pandemie, urmată de Luxemburg, Olanda și Finlanda. Sondajul a scos în evidență și pozițiile europenilor față de restricțiile impuse de autorități în lupta cu noul coronavirus. 49% dintre români au spus că lupta cu virusul justifică pe deplin limitarea drepturilor individuale. Ne aflăm pe locul 20 în acest clasament. Cele mai multe răspunsuri afirmative au fost oferite de finlandezi și irlandezi. 47% dintre români au afirmat că se opun cu fermitate oricărei limitări a drepturilor individuale, chiar și motivate de combaterea pandemiei. Procentajul ne plasează pe locul 7 în Uniunea Europeană din acest punct de vedere. Cu toate acestea, o mare proporție a românilor, mai exact 59%, consideră că beneficiile pentru sănătate ale restricțiilor sunt mai mari decât pagubele economice provocate de acestea. În această privință suntem pe locul 2, după Malta și în fața Irlandei. Participanții la sondaj au fost întrebați direct și care au fost efectele pandemiei asupra situației lor. Cetățenii europeni care au răspuns că în proporția cea mai mare că au pierdut venituri sunt însă unguri, urmați de spanioli, ciprioți și greci. Răspunsul oferit cel mai des de români este că au fost nevoiți să-și folosească mai devreme decât era prevăzut economiile personale. Ian Cuguda, analist financiar și realizatorul rubricii Bani în Mișcare, acum în direct cu noi. Bună dimineața, Ian Cuguda. Salut, Adrian, bună dimineața. Unul din doi români a fost afectat din punct de vedere financiar de această pandemie și foarte interesant ce spunea Cristina exact pe final și un lucru despre care vorbit des la Bani în Mișcare, economiile personale. Oamenii au trăit în această perioadă și din banii pe care îi puseseră deoparte. Așa este, 90% din avuția poporului român este concentrată în imobiliare și depozite bancare. Unii au avut de suferit în această pandemie, dar per total, pe medie, vedem că cifrele de la Institutul Național de Statistică confirmă o creștere a salariului mediu nominal net cu 7,8% până la 3.321 de lei. Deci am avut episoade de scădere, avem oameni care și astăzi au o scădere de venituri, dar per total, pe medie, au avut alții creșteri și vedem că salariul mediu net a crescut cu 7,8%. Totuși, dacă dăm și inflația la o parte, puterea de cumpărare per total pe medie a crescut, ceea ce este un lucru excepțional, mai ales că trecem o pandemie foarte dură care afectează puternic economiile europene. În ceea ce privește disparitatea veniturilor, cred că avem o dilemă a societății românești înainte de pandemie, nu doar acum, și anume discrepanța asta între cei bogați și cei săraci, care a crescut până la 8 ori. De exemplu, cei mai bogați 20% în România câștigă de 8 ori mai mult decât cei 20% cei mai săraci. Ceea ce a dat câteva idei populiste, să spunem, mai ales în perioada campaniei, de a ajuta pe cei săraci în oglindă cu cei bogați. Aici sunt două idei promovate recent în această perioadă, care, din punctul meu de vedere, nu vor fi eficiente, nu vor avea impactul dorit sau cel puțin cel susținut. În primul rând, avem zero taxe pe salariul minim, care sună bine pentru cei care au salariul minim, dar este o măsură cu efecte dezastruoase la nivel macroeconomic, pentru că, în primul rând, avem impact bugetar foarte mare, cel puțin 4% din PIB, în condițiile în care avem un deficit deja foarte mare, pentru că am venit cu un deficit foarte mare din spate. Deci în 2021 va fi foarte complicat de acomodat această măsură. Sistemul public de pensii va fi sufocat și o să cadă, pentru că deja avem 4,5 milioane de salariați în privat față de 5,2 milioane pensionari și 1,2 milioane angajați în sectorul public. Păi dacă dăm o treime din forța de muncă fără impozit pe salariul minim, o să avem 3 milioane în privat versus 6,4 milioane oameni de susținut în public, în sectorul public sau pensionar. Imposibil, sistemul public se va sufoca. Apoi avem o problemă cu stimularea consumului, imediat pe termen scurt, care descurajează investițiile din cauza inflației și costurilor în creștere. Și nu în ultimul rând,
o problemă foarte gravă cu această măsură zero taxe pe salariul minim este că va încuraja plata la salariul minim pe economie și diferența în pic. Pentru că avem dividend, impozit pe dividend 5%, e foarte ușor pentru un antreprenor să plătească dividende, să plătească taxe de 5%, să treacă salariile pe contractul de muncă cu angajații pe nivelul minim și diferența să o plătească în plic. Deci se va stimula, se va încuraja evaziunea, economia subterană, care deja în România este cea mai mare față de alte țări din Europa. Deci această măsură cred că sună bine pentru cei cu venituri mici, mai ales cum a sunat întotdeauna bine creșterea salariului minim pe economie, dar asta, poate paradoxal pentru unii, dar eu v-am explicat, sărăcește o economie. Și a doua măsură care cred că va pune și mai mult gaz pe foc și va accentua chiar discrepanțele, este impozitul progresiv. Aparent, asta este o strategie gen Robin Hood, luăm de la cei bogați taxe mai mari și punem taxe mai mici pe cei săraci, facem o redistribuire. Haideți să vedem concret, pentru că toate taxele din salarii și venit în România reprezintă 2% din PIB. Deci dacă ai crește cu 20-30% povara fiscală pe cei bogați versus cei săraci, de fapt ai un efect bugetar de 0,2-0,3%. Noi avem deficit de 10%, deci este o măsură cu efect aproape insignifiant asupra echilibrării deficitului fiscal. Și această problemă de extreme nu se rezolvă prin impunere, prin taxe mai mari pe cei bogați, taxe mai mici pe cei săraci, pentru că privatul va găsi întotdeauna soluții. De exemplu, angajatorii vor pune salariul imediat sub pragul minim, ca să încerce să fenteze orice măsură care invadează, care distorsionează mecanismele din mediul privat, nu este sănătoasă. Ce trebuie făcut din punctul meu de vedere ca economist? Întotdeauna am susținut creșterea bunăstării prin investiții. În infrastructură rutieră, în infrastructură energetică, în agricultură, în digitalizarea statului, în energie. Prin aceste investiții se crește pătura de mijloc, nivelul de trai, sunt mai multe locuri de muncă, putere de cumpărare mai mare, companiile au profituri mai mari, se stimulează antreprenoriatul și așa devenim competitivi. Un cuvânt care trebuie să fie întipărit în minte, investiții, competitivitate. Nu măsuri cu toporul taxe care să încerce să rezolve brusc niște disparități în societate. Mulțumesc mult, Ian Cucuda, pentru analiza din această dimineață. O analiză care va continua și la Banii în Mișcare, la 14.30, 17.30 și 20.30, în fiecare zi de luni până vineri la Digi24. Mulțumesc mult! Absolut, vă aștept cu mare drag, numai bine!